Național de Statistică, care astăzi organizează o conferință de presă cu ocazia unui eveniment de donație de echipament pentru scopul desfășurării recensământului populației și locuințelor, care va avea loc în anul 2024. Deci, la acest eveniment avem participă colegii noștri din Delegația Uniunii Europene, care sunt finanțatorul de bază pentru proiectul în cadrul căruia este organizat acest eveniment. Proiectul se numește Suport pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea recensământului populației și locuințelor. Și la acest eveniment participă ambasadorul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ianis Majex, și reprezentanta adjunctă a Fondului Național Unit pentru Populație, Natalia Plugaru. Și gazda acestui eveniment este Biroul Național de Statistică, care este reprezentat de către directorul general, domnul Oleg Cara. Aș vrea să dau cuvântul directorul general al Biroului Național de Statistică, domnul Oleg Cara. Vă mulțumesc, stimați reprezentanți mass media, excelență, stimată doamna Natalia Plugaru, reprezentată adjunctă a Fondului Național Unit pentru Populație. În plină desfășurare se află lucrările de pregătire pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024. Conform hotărârii Guvernului 69 din 31 ianuarie anul curent, este stabilită perioada de colectare a datelor în cadrul recensământului populației și locuințelor, și anume în perioada 8 aprilie 7 iulie. Momentul de referință fiind 8 aprilie 2024, ora 00. Recensământul populației locuințelor, deci, va furniza informații valoroase privind numărul populației, privind, deci, datele privind gospodăriile, privind caracteristicile sociodemografice principale, în profil teritorial la cel mai mic nivel. Astfel, aceste date vor servi o bază solidă pentru elaborarea, deci, politicilor, documentelor la nivel național, la nivel regional, la nivel local, necesare pentru dezvoltarea localităților, dezvoltarea regiunilor, extinderea infrastructurii, inclusiv pentru luarea deciziilor la nivel de reprezentanți ai business-ului, care pot să-și planifice mai bine activitățile de afaceri, de a extinde serviciile pentru populație din, populația din fiecare din localitățile țării noastre. Deci, recensământul populației locuinților din 2024 va include o serie de elemente noi, care vor fi realizate în premieră. În primul rând, ne referim la faptul că însăși modul de colegere a informației va fi bazat pe dispozitive electronice. Astfel, vor fi completate chestionarele în mod electronic, fiind asigurate o mai bună și rapiditate de colectare a datelor, o mai înaltă calitate a datelor, dar și securitate a datelor care vor fi colectate. În afară de aceasta, datele colectate în cadrul recensământului populației locuințelor vor fi georeferențiate, va fi posibilitatea de a integra datele obținute în cadrul recensământului cu datele care vor fi, deci, care se referă la georeferențierea, localizarea, deci, locuințelor. Și, de asemenea, în cadrul recensământului populației locuințelor din 2024 vor fi utilizate surse de date administrative și private, relevante, care vor oferi posibilitatea de a pregăti mai bine recensământul și de a asigura o plinitudine, mai înaltă a recensământului. În virtutea utilizării noilor tehnologii, deci, utilizarea tabletelor va fi unul din elementele cheie. Și astăzi, deci, în cadrul acestui eveniment important, prilejuit faptului că, deci, este oferită o donație pentru Biroul Național de Statistică a tabletelor în cadrul proiectului Sprijin pentru Biroul Național de Statistică pentru recensământul populației locuințelor. Deci, această donație este una cheie care ne va oferi posibilitatea de a implementa, materializa, deci,
utilizarea noilor tehnologii la colectarea datelor. Ținem să mulțumim delegația Uniunii Europene, Fondul Național Unite pentru Populație, pentru sprijinul acordat în cadrul acestui proiect, dar și în, la general, proiect pentru atât în sprijinul recensământ populației locuinților, cât și pentru dezvoltarea statisticii țării noastre la general. Obiectivul fiind producerea unor statistici deci mai calitative, cu acces mai facil și prin aceasta contribuind la dezvoltarea economică, socială, la bună informare și democratizarea deci, societății noastre. Deci, cu ajutorul acestui sprijin, avem posibilitatea să implementăm cele mai bune practici, cele mai bune deci, recomandările internaționale, într-așa mod ca să asigurăm comparabilitatea internațională a datelor noastre și calitatea înaltă a datelor pe măsură așteptărilor utilizatorilor. Deci noi ținem să mulțumim, repetat, partenerilor de dezvoltare, deci Comisiei Europene, Fondul Național Unite pentru Populație, deci altor parteneri de dezvoltare care au manifestat deschiderea pentru suportul în cadrul deci pregătirii și realizării recensământului populației și locuințelor. Sper că evenimentul de astăzi va fi unul de bun augur pentru realizarea cu succes și finalizarea cu succes a lucrărilor de pregătire pentru recensământul populației locuințelor. Deci va oferi posibilitatea de a asigura bună și extinsă participare populației la acest exercițiu și, în final, colectarea datelor multe așteptate despre populație, despre gospodării, despre locuințe. Încă o dată vreau să mulțumesc excelenței sale, domnului Ianis Mazeikis, deci doamne Natalia Plugaru, colegilor de la Fondul Național Unite pentru Populație, pentru suportul permanent care îl acordă în vederea pregătirii recensământ populației locuinților și pentru dezvoltarea statisticii la general. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Cara. Ofer cuvântul cu această ocazie domnului ambasador Ianis Mazeikis. Vă rog mult! Stimate director general al Biroului Național de Statistică, doamnă reprezentantă adjunctă Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din Republica Moldova, stimați jurnaliști, echipă de proiect, parteneri și invitați, bună dimineața! Sunt încântat să mă aflu astăzi aici pentru a înmâna 3.000 de tablete electronice Biroului Național de Statistică din Moldova. Aceste tablete vor fi utilizate pentru desfășurarea recensământului populației și locuinților din acest an. Este un pas crucial în consolidarea capacității instituționale a BNS și în asigurarea desfășurării cu succes a acestui exercițiu important. Recensământul populației și al locuinților din acest an este o piatră de temelie a sistemului statistic al Republicii Moldova. Este un instrument vital pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Datele exacte și fiabile privind situația demografică a țării, condițiile sociale și economice și fondul locativ sunt esențiale pentru elaborarea unor politici eficiente de țară. Uniunea Europeană este hotărâtă să sprijine eforturile de consolidare a capacităților statistice ale Moldovei. Suntem conștienți de importanța unor statistici de înaltă calitate pentru creștere economică, progresul social și bună guvernare. Acest angajament se reflectă în contribuția noastră de 2 milioane de euro oferit în cadrul proiectului, privind recensământul populației și al locuinților 2024. Tabletele electronice pe care le înmânăm astăzi vor îndeplini un rol crucial în digitalizarea BNS.
Aceste echipamente vor permite modernizarea proceselor de colectare și de analiză a datelor. Așa cum tabletele vor permite operatorilor să colecteze datele în format electronic, noi vom spori eficiența, eficacitatea, siguranța și confortul procesului de recensământ. Totodată, aceste tabletele vor servi la îmbunătățirea infrastructurii IT de BNS. Aceasta va permite integrarea tehnologiilor inovatoare în operațiunile de recensământ. Astfel, se va îmbunătăți și mai mult acurateția, actualitatea și accesibilitatea datelor de recensământ. Acest lucru va permite ca statisticile să devină o resursă valoroasă pentru factorii de decizie și părțile interesate din toată Moldova. Utilizarea tabletelor electronice va contribui, de asemenea, la sporirea nivelului de încredere a publicului în sistemul statistic. Cetățenii vor fi mai încrezători că datele recensământului sunt exacte și că acestea sunt utilizate într-un mod responsabil și transparent. Utilizarea tabletelor pentru colectarea datelor asigură confidențialitatea și acuratețea datelor. Confidențialitatea datelor personale ale cetățenilor este o prioritate absolută. Toate datele colectate vor fi obținute în strictă conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale și europene. Participarea la censament necesită timp, dar impactul acesteia este de durată. Este important ca toți cetățenii să participe la recensământ și contribuie la construirea unui viitor mai bun pentru Moldova. În perioada de pregătire și pe parcursul recensământului, este important ca cetățenii Republicii Moldova să se informeze doar din surse oficiale. Informați-vă prin intermediul unor surse de încredere, cum ar fi pagina web a Biroului Național de Statistică și alte pagini web guvernamentale. Datele obținute în urma recensământului populației și al locuinților vor fi deosebit de valoroase pe măsura că Moldova se dedică procesului aderare la Uniunea Europeană. Informațiile demografice și socioeconomice exacte și actualizate vor fi esențiale pentru alinierea politicilor și strategiilor Moldovei la standardele și bunele practice ale UE. În numele Uniunii Europene îmi exprim recunoștință sinceră față de BNS pentru dedicarea de care a dat dovadă în realizarea unui recensământ cuprinzător și corect. Așteptăm cu nerăbdare să vedem impactul pozitiv al utilizării tabletelor electronice asupra procesului de recensământ. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult, domnule ambasador, pentru aceste mesaje foarte importante pentru activitatea noastră, pentru că, de fapt, dumneavoastră deja ați relatat în principal scopul utilizării tabletelor. În cadrul recensământului, aș vrea în continuare să ofer cuvântul doamnei Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, care este cofinanțator al acestui proiect și al echipamentului dat. Mulțumesc foarte mult, excelența voastră, domnule ambasador, stimate domnule director al Biroului Național de Statistică, stimați reprezentanți ai mass media. Evenimentul de astăzi, într-adevăr, este un pas enorm în modernizarea și digitalizarea sistemului de statistică, atât pentru recensământul locuințelor și populației, care urmează să fie desfășurat anul acesta, dar și pentru întreg sistem de statistică. Este într-adevăr pentru prima dată când recensământul în Republica Moldova va fi desfășurat prin colectarea datelor în format digital sau pe tablete în format digital. Și, într-adevăr, cum s-a menționat,
Utilizarea tehnologiilor digitale înseamnă un proces de colectare a datelor mai eficient, mai rapid, datele sunt mult mai calitative și ajută la, se transformă mult mai rapid în niște date care pot fi analizate și mai departe transmise pentru planificări bugetare și planificări de politici. De aceea, din acest considerent, recensământul populației, care urmează să aibă loc anul acesta, va fi realizat în format digital, fiind aplicate softuri moderne de colectare a datelor. Acele tablete care sunt donate astăzi pentru BNS vor asigura reducerea considerabilă a interviului care se întâmplă dintre intervievator și populația Republicii Moldova și sperăm foarte mult la o deschidere mult mai mare a populației din țara noastră în participarea recensământului. UNFP este agenția care la nivel global asigură asistență tehnică tuturor țărilor în desfășurarea recensimintelor și în susținerea sistemului statistic, în special statistica demografică și statistica populației, și ne bucurăm foarte mult să fim alături și de Biroul Național de Statistică în Republica Moldova deja de peste 20 de ani. Cu asistența tehnică care a fost oferită, am reușit împreună să elaborăm acea lege în generică privind recensământul populației și locuințelor, care eficientizează procesul de organizare și desfășurare a recensământului și, cel mai important, racordarea și alinierea recensământului la standarde internaționale. Cum s-a menționat și mai ales în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, progresul țării noastre pe toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană va putea fi măsurat doar în baza unor date statistice care sunt fiabile, care sunt calitative și, nu în ultimul rând, care sunt comparabile cu datele care sunt produse și colectate de către țările membre ale Uniunii Europene. Și acest lucru nu poate fi atins fără o înțelegere aprofundată a schimbărilor care se întâmplă în structura populației și mai ales în distribuția teritorială. În același timp și în contextul Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă subliniază importanța unor date dezagregate, solicitând țările să ofere dezagregarea în funcție de venit, gen, vârstă, statut de migrator, dizabilitate, locație geografică și multe alte caracteristici care sunt relevante în contexte naționale. Pentru a monitoriza progresul privind obiectivele de dezvoltare durabilă, dar și pentru a asigura acel principiu de dezvoltare durabilă ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Și nu în ultimul rând, recensământul este la fel de critic și în contextul schimbărilor demografice rapide prin care trece Republica Moldova și necesitatea de a cunoaște care sunt necesitățile oamenilor la nivel național și local pentru o mai bună planificare a serviciilor, a bugetelor pentru a răspunde la necesitățile oamenilor. Noi vom continua să oferim suportul nostru, să aducem cea mai bună expertiză de la nivel internațional, de la nivel european, să aducem cele mai bune practici în realizarea recensămintelor în țările Uniunii Europene, ca să ne asigurăm că recensământul în Republica Moldova este unul calitativ și servește atât Guvernul Republicii Moldova, partenerii de dezvoltare, sectorul privat și toți cei care sunt implicați în dezvoltarea durabilă a țării. Nu în ultimul rând, vreau să aduc recunoștință Uniunii Europene pentru suportul pe care îl oferă și Fondul ONU pentru Populație și Biroului Național de Statistică în desfășurarea recensământului, dar și altor parteneri de dezvoltare, cum este Agenția Elvețiană, cum este Guvernul Indiei, care la fel, prin diverse proiecte, contribuie la îmbunătățirea datelor statistice în Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult!
Mulțumim, Natalia. Vă mulțumesc foarte mult, stimați parteneri de dezvoltare, pentru suportul pe care ni-l acordați, într-adevăr, pe parcursul a mai multor ani, dar în special pentru această etapă importantă de pregătire a recensământului populației și locuințelor. Mulțumim, domnule director, pentru mesajele de salut pentru jurnaliștii noștri. Și acum aș vrea să vă invit să vizionăm un video care, de fapt, însumează cele menționate anterior și prezintă avantajele utilizării dispozitivelor electronice pentru colectarea de date în cadrul recensământului, dar totodată și va fi o introducere în temă a dumneavoastră cu privire la scopul recensământului și tipurile de date, subiectele pe care le urmărim în colectarea de date în cadrul recensământului. Recensământul populației și a locuințelor 2024. În perioada 8 aprilie 7 iulie 2024, în Republica Moldova, va fi realizat recensământul populației și a locuințelor. Acesta este realizat odată la 10 ani și constă în colectare de date despre populația țării și locuințele în care aceștia locuiesc. Pentru prima dată, la recensământ se vor colecta date pe suport electronic, cu utilizarea tabletelor și a hărților digitale. Avantajele utilizării tabletelor. Colectarea datelor de recensământ pe tablete va ajuta la reducerea duratei interviului cu persoana recenzată, stocarea în timp real a datelor colectate, reducerea duratei procesării datelor, diseminarea rezultatelor recensământului în timp scurt după finalizarea acestuia. Fiecare tabletă va fi dotată cu ecran și husă de protecție, powerbank și cartelă SIM pentru transmiterea datelor colectate pe server. Cine utilizează tableta? Recenzorii sunt cei care vor vizita locuințele populației. Vor adresa întrebări de recensământ, iar răspunsurile le vor înregistra în aplicația de pe tabletă. Supervizorii sunt persoanele care vor utiliza tabletele pentru a monitoriza activitatea recenzorilor în teren și vor asigura realizarea recenzării în termenul stabilit. Securitatea tabletei. Toate tabletele achiziționate pentru recensământ sunt înrolate într-un sistem de gestiune a dispozitivelor electronice, administrat de Biroul Național de Statistică, care permite urmărirea la distanță a locului de amplasare a tabletei și a conținutului digital instalat pe aceasta. Datele colectate de către recenzori sunt criptate pe echipamentul electronic și transmise către server. Pe tablete este instalată doar aplicația web de colectare a datelor de recensământ și este restricționată încărcarea altor aplicații. Tableta este inițial înregistrată în sistem și autorizată pentru a fi exploatată de un anumit utilizator. Apoi, la autentificarea pe tablete cu parola proprie, este asigurat accesul securizat al utilizatorului prin autentificare dublă în aplicația web prin protocolul securizat HTTPS. Funcționalități în aplicația de pe tablete. Prin intermediul aplicației de colectare a datelor de recensământ, recenzorul va putea realiza mai multe acțiuni. Localizarea clădirilor pe hartă, listarea locuințelor în interiorul clădirilor, colectarea datelor despre obiectele de recenzare, transmiterea datelor pe server. La prima etapă, recenzorul va efectua localizarea pe harta digitală a clădirilor în cadrul sectoarelor de recensământ atribuite, în limitele cărora acestea va colecta date. La accesarea hărții, recenzorii vor vedea limitele sectorului de recensământ, intrările în clădiri, lista completă a intrărilor în clădiri din cadrul sectorului. Pentru a asigura gradul maxim de acoperire a lucrărilor de recensământ, recenzorul va înregistra în aplicație lista locuințelor care sunt disponibile în interiorul fiecarei clădiri. În partea de aplicație, care include chestionarele electronice de recensământ, vor fi colectate date despre obiectele de recenzare, clădiri, locuințe, gospodării și persoane. Datele despre clădiri se referă la materialul de construcție a pereților exteriori și al acoperișurilor, anul de construcție. Datele despre locuințe se vor referi la tipul locuinței, ocupate sau neocupate, în proprietate sau în chirie, suprafața și dotările acesteia cu sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare, încălzire, etc. Datele despre gospodării se vor referi la membrii gospodării care locuiesc în mod obișnuit în această locuință sau sunt temporar absente, precum și persoanele care temporar locuiesc în această gospodărie.
Datele despre persoanele din cadrul gospodăriei vor include date precum anul și locul nașterii, locul actual de trai, limba vorbită, apartenența etnică și religioasă, cetățenia, mobilitatea persoanelor în interiorul și în afara țării, nivelul de educație, ocupația și activitatea economică. La finalizarea recenzării membrilor gospodăriei prin intermediul aplicației de pe tabletă, datele vor fi transmise pe serverul amplasat pe platforma guvernamentală mCloud, securitatea acestuia fiind asigurată de către Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. Protecția datelor. Datele oferite la recensământ sunt confidențiale și protejate prin lege. Acestea se utilizează doar în scopuri statistice pentru elaborarea și diseminarea sub formă generalizată a rezultatelor recensământului pe diverse caracteristici ale populației, fără a fi posibilă identificarea datelor personale. Importanța numărului de identificare de stat al persoanei fizice, IDNP. Participarea la recensământ este obligatorie. Fiecare dintre noi trebuie să completăm în întregime și corect chestionarul de recenzare, inclusiv prin prezentarea numărului de identificare de stat al persoanei fizice, IDNP. Utilizarea IDNP este foarte importantă pentru prelucrarea datelor de recensământ, prin corelarea cu alte registre de stat și evitarea dublărilor la recenzare. De ce recensământ? Recensământul are o importanță semnificativă pentru Republica Moldova, deoarece ne va pune la dispoziție date demografice, sociale și economice esențiale necesare pentru dezvoltarea țării, sporirea nivelului de trai și a calității vieții oamenilor. Participând la recensământ, contribuim la o mai bună înțelegere a comunității în care trăim și a necesităților acesteia. Participă la recensământ, pentru că fiecare om și casă contează. Echipamentul destinat desfășurării recensământului a fost procurat din resursele bugetului de stat și cu suportul financiar al Uniunii Europene și a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Vă mulțumim pentru atenție și acum, conform agendei, avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă avem jurnaliști în sală, vă rog mult, adresați întrebarea. În fond, instruirea recenzorului este una din elementele cheie care asigură calitatea de recensământ. Vor fi peste 4.000 de recenzori care vor fi identificați și vor fi instruiți. La instruire ca atare vor participa mai mulți candidați și din ce candidații care vor trece testul în modul corespunzător, vor fi selectați cei mai buni pentru ca să fie recrutați și să participe la colectarea datelor în teren. Vă mulțumesc pentru întrebare. În fond, perioada de colectare a datelor este 3 luni. Deci, spre deosebire de recensământul din 2014, care a durat 2 săptămâni. Perioada aceasta este, de asemenea, un factor care va asigura o plenitudine, o acoperire mai bună a populației. Recenzorul va vizita gospodăria de multiple ori, dacă persoana n-a fost găsită acasă. Deci, cel puțin 5 vizite la domiciliu vor fi făcute. Deci, neapărat, în cazul dacă persoana nu va fi găsită, va fi lăsate datele de contact ale recenzorului pentru a facilita acest contact. De asemenea, este linia verde care va fi disponibilă pentru tot cei care doresc sau să clarifice careva detalii privitor la recensământ, privitor la persoana care îl vizitează sau privitor la faptul că când ar dori, de exemplu, să fie vizitată de către recenzor. Vorbind despre obligativitatea de a participa la recensământ, ea este una naturală, ea a fost și până în prezent.
În fond, nu putem vorbi despre date fiabile dacă nu participă toată populația la recensământ. Noi ne dorim date calitative, date care ar reflecta situația reală, deci privind numărul populației, privind caracteristici sociodemografice, privind locuințele. De ce și cadrul legal prevede că această obligativitate? Pe de o parte, legea 231 din 2022 cu privire la recensământ specifică expres că participarea tuturor persoanelor care fac obiectul recensământului este obligatorie. Pe de altă parte, codul contravențional de asemenea prevede unele prevederi de a descuraja neparticiparea la recensământ. În fond, deci amenzile vor fi aplicate doar în cazuri excepționale dacă nicio modalitate de a convinge persoana de a participa nu a fost cu răspuns. Dar vom face toate demersurile necesare pentru a convinge în primul rând persoanele că participarea la recensământ este doar în beneficiul persoanelor, beneficiul fiecăruia și aceste date, în fond, fiind colectate, vor fi prezentate nu doar la nivel național, dar vor fi prezentate la nivel dezagregat, la nivel foarte detaliat. Deci asta e unul din avantajele recensământului. Deci nu există o altă cercetare care oferă date atât de dezagregate teritorial, după cum este recensământul, dar fără a colecta date despre fiecare persoană și locuință, nu avem posibilitatea să oferim date calitative. Mulțumesc. Mulțumim pentru întrebările adresate. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă mulțumim foarte mult pentru participare, pentru că ați participat la evenimentul nostru. Deci, în continuare, jurnaliștii vor putea adresa întrebări individuale vorbitorilor noștri. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la următoarele evenimente care le vom organiza cu scopul promovării, scopul recensământului, cu scopul informării populației despre ce înseamnă recensământ, de ce este nevoie de el și despre așteptările pe care le avem față de populație, pentru că, într-adevăr, fără participarea populației un recensământ nu poate avea loc. Respectiv, contăm foarte mult pe participarea fiecăruia și avem nevoie de date complete despre fiecare om și despre fiecare casă din Moldova, ca să putem ajuta utilizatorii de date în a lua decizii corecte, bazate pe evidențe și cercetătorii pentru a analiza și a veni cu propuneri, cu măsuri inclusiv de a îmbunătăți viața populației din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult! O zi bună în continuare!